Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe casebune.ro. Astăzi mergem din nou la Cluj-Napoca, ne-ar fi plăcut foarte tare să mergem fizic acolo. Avem tot felul de motive, avem prieteni care construiesc, îmbunătățesc și alte asemenea, însă din cauza vremurilor suntem nevoiți să folosim tehnologia ca să comunicăm de la distanță. Dar chiar și așa avem un subiect care merită tot efortul ăsta, ar fi meritat chiar și drumul până la Cluj, însă o să vedeți că avem ceva foarte interesant pentru cei pasionați de cum se face iluminatul corect. Și știți că ne pasionează lucrul ăsta și nu ne referim la luminile de studio, ci la becurile pe care le punem prin casă. Toate soluțiile acestea de iluminat despre care învățăm odată cu îmbunătățitul caselor noastre. Pentru că degeaba faci o casă bună dacă în ea e ca în peșteră, la capitolul iluminat. Că dacă aude Ovidiu Țifui că am zis de rău de peșteră, că el face pereți răciți pentru peșteră. Mă refer la lumină în spațiul locuit, în spațiul în care lucrăm, pentru că avem nevoie de lumină de diferite calități. Și am mai vorbit despre lumină și calitatea luminii, cantitate, calitate, unde o punem, cum o alimentăm, cum o controlăm și toate astea, cu Roland de la Zumtobel, care este specialist în Ingineria Iluminatului și astăzi o să stăm de vorbă cu Roland, care se află în momentul ăsta la Cluj-Napoca, la Universitatea Tehnică, fix în laboratorul de Ingineria Iluminatului. Ai zis corect? Corect. Salut, Roland! Corect. Salut, George! Salut! Mă bucur astăzi să te revăd! La Facultatea de Instalații din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, mai exact în laboratorul de Ingineria Iluminatului, exact cum ziceai tu. Probabil unul din cele mai importante puncte sau laboratoare din domeniul iluminatului. Dar avem așa ceva în România? Adică eu nu știam că noi avem ingineri care știu să pună corect lumina în casă, în birou, undeva. Adică credeam că, nu știu, e o chestie care se învață la locul de muncă. Cei mai mulți dintre noi ne punem așa, am tavanul în bec și cam atât. Sigur, George, avem specialiști în iluminat, avem oameni specializați, avem ingineri pregătiți în direcția asta, iar astăzi îl avem alături pe domnul profesor Dorin Beu, care ne poate da mai multe detalii ce presupune procesul de specializare și de învățare în domeniul iluminatului. Bună ziua, domn profesor! Bună ziua! Povestiți-mi, ce faceți dumneavoastră mai precis la această clasă? Noi avem aici laboratorul de Inginerie Iluminatului în care învățăm pe studenți ce înseamnă un iluminat de calitate, ce înseamnă nivel de iluminare, ce înseamnă orbirea, ce înseamnă luminanța. Îi învățăm și ce standarde se folosesc în iluminat. Atenție că noi folosim standardele europene. Tot ce e valabil în Uniunea Europeană e valabil și în România. Atâta că noi nu le preaplicam până acum și e important, acum vor avea și această opțiune de a vedea iluminatul, de a-l măsura, de a vedea cu aparate de măsură ce înseamnă o altă calitate a iluminatului decât era înainte și cum se poate controla iluminatul. Asta iarăși e un element extrem de important, fiindcă până acum eram la întrerupător, tot apăsam butoane în speranța să găsim calitatea. Domn profesor, da, întrebare. De câtă vreme există disciplina asta la facultate? De 30 de ani. De 30 de ani. Eu de când am venit tot în iluminat sunt. Da. Deci exista și o revistă de Ingineria Iluminatului. Noi ne-am luat numele după revista. Așadar, avem disciplina asta la facultate, la noi. Avem profesori de așa ceva. Avem studenți care fac astfel de cursuri. Ar trebui să vedem așadar iluminat mai bun, mai ales că acum avem și standarde europene de prin 2007, așa, pe care trebuie să le respectăm. Dar standardele la capitolul iluminat sunt opționale sau devin obligatorii? Pentru că cel mai mult dintre noi ne punem iluminatul prin casă sau prin exteriorul casei după ureche. Avem standarde, dar standardele acestea au un statut cumva special în România, unde ele sunt considerate opțional. Pe de altă parte, nu poți realiza un iluminat de calitate dacă nu respecti aceste standarde, fiindcă ele reprezintă toată experiența dobândită de 100 de ani în Uniunea Europeană. Dar sunt obligatorii sau opționale? Insist pe chestia asta. Sunt sau nu obligatorii în România standardele astea? Dacă pentru că știu că la lege spune că nu ai voie să faci niște chestii. Da, dacă e cum învăț eu pe studenți, standardele sunt obligatorii. Dar dacă îi întreb câteodată pe cei responsabili din ministere, ele sunt opționale. Aici avem o discuție cu cei din ministere vis-a-vis de aceste standarde. Dar insist, ele ar trebui, din punctul meu de vedere, sunt obligatorii dacă vrei calitate și dacă vrei well-being. Astea sunt elemente de bază. Vorbim despre cei care vor o calitate mai bună a iluminatului, pentru că înțeleg că lumina, calitatea luminii ne afectează direct calitatea vieții. Suntem de acord? Da. Există subiectul acesta, lumina și sănătatea, și de vreo 10 ani discutăm foarte mult despre subiectul acesta, fiindcă în sfârșit s-a găsit conexiunea care există între iluminat și sănătate. Faptul că noi avem un hormon care este afectat de iluminatul diurn. Deci avem un ritm circadian. Ne trezim dimineața și ne culcăm noaptea. Da, ceea ce ar părea foarte simplu. În realitate e... Până la urmă lucrurile importante sunt simple. Da. Și care poate fi afectat de un iluminat prost înțelegând componenta albastră după lăsarea sării. Deci iluminatul trebuie să fie un iluminat cald, mai ales la zona rezidențială, și cu foarte puțină componentă albastră, mai ales înainte de culcare, cu vreo 2 ore. Mă pasionează foarte tare subiectul iluminatului, mai ales în spațiile de educație, pentru că știu că cele mai multe școli de la noi sunt iluminate prost. Suntem de acord? Da. Da. Noi acum avem o lucrare de doctorat care cu asta se ocupă, încearcă să determine care este de fapt situația reală. Noi știm că e slab, dar până nu avem o lucrare și în care sunt măsurate în mai multe locuri, noi am măsurat, dar nu e relevant când ai doar o clădire, în care, apropo, inclusiv într-una din sălile de desen tehnic, în loc să avem 750 de lux, avem 250 de lux și atunci ne mirăm de ce câteodată studenții au probleme să deseneze. Standardul există. Sau au probleme de atenție, cum se întâmplă în anumite săli de clasă în care copiii au deficit de atenție. Ori sunt hiperactivi, ori după care ia somnul, ori sunt direct somnoroși, că ori e un bec galben, ori n-au destulă lumină, ori nu bate soarele pe geam și așa mai departe. Și acest iluminat în sălile de curs este o mare problemă la noi și cred că dumneavoastră aveți prima sală de curs iluminată corect, dacă nu greșesc. Am făcut împreună cu cei de la Zumtobel care sunt alături de noi. Da. Cum ați făcut acolo? Păi, primul lucru, la o astfel de sală de clasă trebuie să asigur un nivel de iluminare de 500 de lux. Minim, un nivel de iluminare menținut. Ok. Deci o sală de curs are nevoie de un minim de 500 de lux. Da? Cine vrea să audă, să bage la cap. Da. 500 de lux pentru clasă cu adulți, fiindcă, într-adevăr, pentru clasele primare se acceptă și 300 de lux. Dar pentru adulți trebuie 300 de lux pe masa de lucru, da? Pe planul de lucru, deci la 750 de milimetri deasupra solului. Deci pe planul de lucru. Okay. Asta e o primă cerință. Okay. 2. Trebuie să ai 500 de lux și pe tablă. Iarăși un lucru care nu-l vedem în România. Iluminatul pe tablă. Trebuie să asigur 500 de lux pe tablă. Și asta e asigurat cu două... Că dacă nu vezi ce scrie pe tablă, n-ai cum să răspunzi corect. Da. După care trebuie să ai uniformitatea iluminării. Deci să nu ai zone care sunt super iluminate, să ai un spot într-o zonă și în restul să fie întuneric. Deci trebuie să fie peste tot o uniformitate de 0,6. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să fie orbire. Deci există un factor de orbire care trebuie să fie sub 19. Deci când mă uit la... Ce înseamnă asta? Când mă uit la tablă, să nu-mi intre în raza vizuală surse de lumină care să mă deranjeze. Câteodată, mai ales pentru ochelariști cum sunt eu, apare așa o reflexie extrem de neplăcută pe ochelar. Deci în loc să vezi la tablă, vezi reflexii sau îți intră în raza vizuală aparate de iluminat care nu sunt protejate din punct de vedere optic. Ceea ce o să vedeți aici respectă, sigur, criteriul acesta. Ajungem imediat la ele, dar pe scurt, acestea sunt condițiile minime dacă vrei să ai un iluminat de o minimă calitate, pentru că în sala de curs să poți să faci cursuri. Da, mai este un criteriu și anume redarea culorilor să fie peste 80, fiindcă în multe săli de clasă e undeva la 70, fiindcă erau niște lămpi fluorescente de calitate slabă, ieftine, care se puneau peste tot. Dar trebuie să fie o redare. Și pe lângă CRI, indicele acesta de redare al culorilor, putem vorbi un pic și de temperatura de culoare? Da, temperatura de culoare, care aici este o discuție. În general se merge pe varianta de 4000 Kelvin ca să poate să fie cât de cât mai apropiată de lumina naturală. Lumina naturală e la 6500 Kelvin, dar aici facem un compromis, fiindcă altfel pe timpul nopții prea rece lumina la 6500 Kelvin. Kelvin. Și preferăm atunci o versiune de aceasta intermediară. Iluminat minim 500 de lux pentru adulți, 350 pentru copii. 300. Iluminatul tablei. Da, 500 de lux, da. Fără orbire. Uniformitate și redarea culorilor. Și redarea culorilor. Și acum vine momentul acela când îl introduc în ecuație pe Roland, cu care noi am mai vorbit deja despre toate lucrurile astea, însă adaptate la un spațiu de lucru. Noi aici am vrut un alt fel de lumină, că am colegi care, spre exemplu, nu prea vor ei să le bată lumina deasupra biroului, că au ei monitoare și din astea. La noi e un pic pe dos. Avem locuri în care vrem foarte multă lumină pe față, ori lumină de accent, ori fără. Care e provocarea? Ce fel de produse ați ales voi acolo în colaborarea cu universitatea? La partea de iluminat, așa cum am discutat și în cazul hub-ului Cavaleria, practic soluțiile de iluminat sunt perfect adaptate cerințelor. Aveați un iluminat de accent, un iluminat funcțional, exact adaptat cerințelor colegilor tăi. În cazul de față am respectat într-o totalitate standardul de iluminat, exact cum zicea domnul profesor, am respectat principalii parametri, chiar i-am depășit. Adică avem un iluminat care în medie ajunge la o valoare de 1000 de lux pe suprafețele de lucru. 1000 de lux? E mai bine decât 500? E mult mai bine. Conform studiilor realizate de Zumtobel, valoarea optimă pentru iluminarea unui spațiu de birouri sau educație, cum e acesta, e undeva în jurul valorii de 800 de lux cu temperatura de culoare de 4000 de Kelvin, în funcție de utilizatorul european, evident, fiindcă apar o diferență în gusturile și cerințele utilizatorului de la un continent la altul. Deci ce spunea domnul profesor, de 500 de lux e un minim necesar. Corect, corect. Cu ce fel de soluție ați făcut iluminatul ăsta? Că văd niște corpuri de iluminat suspendate pe tavan? Avem diverse tipuri de aparate de iluminat, fiindcă spațiul laboratorului de Ingineria Iluminatului joacă și rol de showroom pentru studenți. Aș vrea să accentuez faptul că instalarea lor s-a făcut împreună cu studenții, după cum veți vedea în câteva cadre. Practic am lucrat cot la cot cu studenții și cu domnul profesor în schimbarea aparatelor de iluminat. Aparatele de iluminat sunt diverse, de la montaj încastrat în tavanele casetate pe care le aveam deja, până la montaj suspendat. Avem câteva aparate de montaj suspendat pentru a prezenta avantajele diverselor soluții în momentul implementărilor în proiectele la care sperăm noi că vor lucra cu succes studenții de la Facultatea de Instalații. Avem proiectoare, iluminat stradal, câteva aparate pentru prezentarea iluminatului stradal. Ok, dar văd o sursă de iluminat foarte interesantă pentru tablă. Spunea domnul profesor despre importanța iluminatului tablei din sala de curs. Cum ați rezolvat-o? Orice sală de curs ar trebui să aibă un aparat de iluminat asimetric care să asigure nivelul minim de iluminare necesar pe suprafața verticală, adică pe tabla din spatele meu. Vom avea 500 de lux și uniformitatea solicitată. Soluția e una simplă, sunt două aparate de iluminat asimetrice dedicate iluminării suprafețelor verticale. Mai pe românește, ce înseamnă asimetric? E o bandă acolo sau ce văd? Asimetric, da, aveți și voi soluția prezentată la hub, în zona ta de relaxare. Aveați o soluție asimetrică în ideea de a aduce lumina în față, adică de a aduce lumina în fața aparatului de iluminat pe suprafața verticală pe care dorim să o iluminăm sau zona pe care dorim să o iluminăm. Aș fi fost mult mai atent la școală dacă aveam genul ăsta de soluție de iluminat. Mi-aduc aminte că mă mai lua somnul din când în când și nu cred că eram chiar așa leneș. Tocmai de aceea am instalat și un sistem de control. În cazul în care te ia somnul în timpul cursurilor, putem să începem să controlăm aparatele de iluminat încât să te facem atent. Cum faci asta? La fel, folosind protocolul DALI, practic fiecare aparat de iluminat are o adresă DALI individuală și e integrat într-un sistem de control Litecom, marca Zumtobel. Deci, practic, fiecare obiect de iluminat este conectat. Adică, dacă facem un proiect nou de iluminat, eu cred că nu ar trebui să mai concepem să ne punem corpuri de iluminat pe care să nu le putem controla de la distanță. În momentul de față ar trebui să devină o soluție standard. Majoritatea produselor din catalogul Zumtobel vin standard echipate cu protocol DALI, tocmai în ideea de a susține investițiile sustenabile, adaptate cerințelor viitoare. Chiar dacă astăzi nu-ți implementezi un sistem de control, dar vei avea opțiunea de a-l implementa ulterior fără să schimbi aparatul de iluminat. Și de ce este important? Hai să explicăm oamenilor că nu e doar o chestie așa de bon ton să-ți pui corpuri de iluminat cu DALI. Este un protocol deschis care este folosit de foarte mulți producători Și poate fi integrat în sisteme de automatizare de toate felurile, nu? Exact. Vorbim de un protocol deschis, e liber pentru orice producător să-l acceseze, să-l folosească în sistemele și în componentele de automatizare pe care le au. Practic, nu există o limitare din punct de vedere producător. Ok. Și odată ce le integrăm, vorbeam de sustenabilitate. Este iarăși un subiect important, pentru că acest control de la distanță nu înseamnă doar că o să ai o aplicație frumoasă pe telefon sau pe tabletă sau un întrerupător inteligent, cum am instalat noi. Îți permite să controlezi, să modulezi lumina. Fiecare aparat de iluminat are adresa individuală. Noi comandăm fiecare aparat de iluminat, îl programăm să facă exact ce ne dorim, adică să-l dimăm, să-l facem să funcționeze după un program orar, sau îl putem chiar și monitoriza, adică în momentul în care apare o problemă în instalația electrică, aparatul de iluminat ne va semnala și va trimite un mesaj de eroare în platforma pe care o avem. Platforma poate fi online, accesată pe un laptop sau pe telefon. Sunt curios dacă domn profesor a mers mai departe și corpurile de iluminat dacă le-a integrat deja într-o soluție de automatizare. Deci e integrat într-o soluție de automatizare și avem scene presetate. Adică acum ai, de exemplu, pentru iluminat la tablă și eventual la apăsarea unui buton o să se schimbe pentru prezentare. Deci dacă o să apăs pe butonul numărul 2, acum în spatele meu nu mai am lumină pe tablă, o să am pregătit pentru videoproiector, unde n-am nevoie de atâta lumină. Deci, la apăsarea unui buton, am scenarii de iluminat. Deci, acum e scenariu pentru scris la tablă, apăs un buton, va fi pentru videoproiector. Alt scenariu poate să fie pentru studenți când lucrează la proiect, unde nu mai se uită pe nici la tablă, poate se concentrează exact pe laptopul lor. Și în același timp există și o variantă în care toate aparatele de iluminat sunt aprinse și la care le pot regla fluxul luminos, să scadă, să crească și să vadă ce impact are asupra fiecărui aparat de iluminat și cum poți crea o ambianță. Da, cum poți să-ți alegi până la urmă soluția care îți place. Cred că va fi sala de curs cea mai des folosită sau cea mai interesantă pentru studenți cât de curând. Pentru că o lumină bună te atrage într-un loc de genul ăsta, nu-i așa? Asta a fost ideea. În primul rând să fie odată respectat clar standardul, dar și să le arătăm studenților ce posibilități sunt cu tehnica actuală. Deci să fie ceva la, cum s-ar zice, state of the art. Deci să nu mai le spunem, exact, ok, vă uitați pe YouTube și o să vedeți la alții cum se practică. Data asta văd la fața locului și sunt liber să atingă orice. Aici nu există niciun fel de restricție de genul nu atingeți, vă rog, butonul ăla, nu că să dă totul pe... Nu, pot să facă ce vor ei în laboratorul ăsta și să încerce soluții, fiindcă asta e o problemă. Iluminatul e o chestie care trebuie să o vezi, care trebuie... nu poți numai să le explici și dând din mâini și explicându-le ce se întâmplă când apeși un buton. Ei trebuie să vadă. Am o idee de proiect. Nu știu dacă v-a trecut prin minte, dar mi-ar plăcea să văd. Știu că aveți multe pe cap, dar vă mai dau și eu una de lucru. Cum ar fi ca împreună cu Roland, cu cei de la Zumtobel, să puneți și un senzor de intensitate luminoasă care să calibreze lumina astfel încât, chiar dacă am lumină de afară, să dimez luminile dinamic și când intră nori să crească, astfel încât în sala de clasă să fie constant un iluminat la numărul de lux pe care i-am stabilit. Există soluția, las pe Roland să... Deci e deja gândită. Da. George, am anticipat întrebarea ta. Deja avem senzorul, e montat chiar deasupra mea. Da. Practic, senzorul respectiv va menține nivelul de iluminare uniform pe suprafața de lucru. Ce tare! Vreau și eu chestia asta. Pe toată durata zilei. Adică, în funcție de nivelul de iluminare obținut cu lumina naturală, fiindcă avem un aport semnificativ de lumină naturală în spațiul laboratorului, după cum vezi, e pe sud, are noroc. Va menține aparatele de iluminat dimate la nivelul la care se solicită, ca și nivel de iluminare pe suprafața de lucru. Deci, practic, va fi adaptat mediului de lucru. Și nu doar asta. Dimarea asta ajută și la o economie substanțială pe termen lung. Pentru că dacă ai lumină naturală, poți să le stingi, nu? Și atunci dai câtă lumină ai nevoie, dar nu mai multă decât ai nevoie. Și dacă uite cineva lumina aia aprinsă, o poți controla de la distanță, sunt multe beneficii aici. Aș mai face o comparație însă, aș mai vorbi cu domnul profesor despre comparația între luminile actuale și cele dinainte. Cât de mare e diferența? Da, e ca diferența între analog și digital. Deci vechile soluții, și aici avem unul din aparatele de iluminat care noi le-am demontat, care se vede că are o grosime cam de 10 cm, plus are o sursă de lumină care conține mercur, care e o problemă, e un deșeu toxic. Acum trebuie să le luăm frumos și să le ducem într-un loc de unde vor fi reciclate. N-ai voie să le arunci la gunoi. Deci asta iarăși și un criteriu de sustenabilitate. Nu o să mai producem deșeuri toxice în laborator. De fapt, toate școlile la ora actuală produc cantități foarte mari de deșeuri toxice. Lucram cu niște aparate care erau foarte mari ca și dimensiuni, totdeauna trebuia să spunem cât e adâncimea în tavan și de obicei trebuia să avem vreo 20-30 de centimetri și acum și 10 centimetri sau câteodată la aparatele de suprafață discutăm de 1-2 centimetri grosime. Deja super subțiri. Deci e o schimbare radicală ca și dimensiuni, dar și ca și aspect. Înainte erau mari, groaie, acum sunt de suprafață. Deci orbirea dispare prin faptul că sunt distribuite pe o suprafață mare. Și am putea să vorbim în continuare de eficiență, că alea dinainte cred că consumau și mai mult, chiar și cele mai eficiente. Da, deci practic la ora actuală consumul care, atenție, acum îl monitorizăm, fiindcă vrem să vedem în timp și economia. De fapt asta ar trebui să fie în orice clădire, să poți să vezi cât consum pe energie electrică. Din păcate asta nu vedem. Ar trebui fiecare școală să aibă un contor numai pentru iluminat, care să-l măsoare fiecare an, să spună am consumat atâția kWh pe metru pătrat pe an. Asta scrie într-un standard, da? Bineînțeles, la noi nu se respectă. Și atunci, iarăși, e important treaba asta să vedem. La ora actuală, oricum, ca și putere instalată, cred că s-a redus la o treime. Deci suntem la 30% și ceva și dacă o să mai adăugăm faptul că nu toate aparatele de iluminat sunt aprinse, că pot să fac aceste scenarii care presupun că unele aparate de iluminat sunt aici, dar sunt stinse sau coordonez cu iluminatul natural sau în funcție de prezență, estimăm că reducerea va fi undeva la 20% față de situația inițială cu lămpi fluorescente, cu balast, deci, din acela... Reduceți consumul cu 80%. Da, exact ca și la lampa cu incandescență, unde dacă treci de la lampa cu incandescență de 100 de W, ai un echivalent LED de 10 W. Deci ești la 10%. Aici, bine, nu e aceeași comparație, fiindcă nu foloseam chiar lămpi cu incandescență, nu eram chiar așa departe. Discutăm despre niște lămpi fluorescente, dar cu ocazia asta am constatat că n-au mai fost curățate de vreo 10 ani, da. Și asta e un element important iluminat. Trebuie tot timpul să cureți aparatele de iluminat, o dată pe an, chiar dacă sunt cu LED, ele trebuie șterse de praf, curățate și trebuie să ai de grijă să nu ți le zugrăvească. Da. Să nu ți le zugrăvească un meșter foarte priceput. În apropiere de final, aș mai vrea doar să-l reintroduc pe Roland, pentru că știu că tot proiectul face parte din ceva mai mare. Am mai vorbit despre chestia asta, că Zumtobel aniversează 70 de ani și investiția aceasta este făcută cu ocazia acestei aniversări. Face parte din planul nostru de promovare, de educare a generațiilor viitoare, fiindcă, așa cum ziceai, Zumtobel acumulează anul ăsta 70 de ani de experiență în domeniul iluminatului, fiind cunoscut ca unul din principalii producători în industrie, probabil cel mai specializat în ceea ce privește confortul utilizatorului. Ne dorim să transmitem cunoștințele mai departe spre următoarele generații, iar împreună cu domnul profesor și cu Universitatea Tehnică sper să reușim să transmitem o parte din cunoștințele noastre și celor care vor veni și vor deveni ingineri în companiile clujene și nu numai. Și nu numai, pentru că avem cu toții nevoie de ingineri pentru iluminat. Am zis bine, domn profesor? specialiști în iluminat. Eu am creat o nouă competență, specialist în iluminat. Tocmai fiindcă am constatat că la primării, la școli, nu ai specialiști în iluminat. Și de asta mă bucur când văd dintre foștii mei studenți care ajung la companii de top, cum e Roland și cum e Marcel. Aha! Și văd, sigur, și la alte firme care nu o să le menționăm acum, dar există faptul că, în sfârșit, se profesionalizează meseria asta. Deci era, într-adevăr, făcută, hai să zic, cu pasiune de unii oameni, dar e important că, pe lângă pasiune, să existe și acest profesionalism. Cum îi formezi, cum îi ții la curent, fiindcă aici este iarăși o mare problemă. Lucrurile se schimbă radical. Faptul că tu ai absolvit o școală cu 30 de ani deja devine irelevant în iluminat, fiindcă, da, discutăm de altceva. Acum 30 de ani nu aveam LED-uri. Acum avem LED-uri peste tot. Da. Abia aștept să vedem iluminat cu laser. Nu o să-l vedem prea repede la școală. Eu sunt, în schimb, curios cum o să fie un iluminat la care redarea culorilor să fie cât mai apropiată de ce se întâmplă în exterior, fiindcă modelul e iluminatul natural. Când o să vedem la LED-uri că se apropie de spectrul luminos al iluminatului natural, înseamnă că o să avem o schimbare radicală și probabil o să mai avem o schimbare când o să apară OLED-urile care le folosiți la telefoane, o să le vedem și în interior, suprafețe, și poate o să fie flexibile. Asta o să fie viitorul în câtva ani. Da. Dar poate ne povestește Roland, poate o să le pună în showroom-ul Zumtobel. Și venim să le vedem acolo. Sperăm să serbăm mai des aniversările Zumtobel pentru a moderniza cât mai multe laboratoare și a aduce noua tehnologie care, sigur, în momentul ăsta e disponibilă, dar la un cost mai ridicat. Sigur va deveni disponibilă tuturor la un cost decent și ușor de implementat. Dar, așa cum ziceai, sigur le vedem în laboratorul Zumtobel, fiindcă pe lângă inaugurarea laboratorului din cadrul Facultății de Instalații, astăzi Zumtobel Group lansează showroom-ul numit Light Forum din Dornbirn. Unde se întâmplă? Din Dornbirn, Austria, sediu principal, adică locul în care a luat naștere Zumtobel, cu o suprafață mai mare de 4.000 de metri pătrați, dedicați exclusiv iluminatului. Acolo vom vedea cu siguranță cele mai noi tehnologii din domeniul iluminatului. Sunt foarte curios. Data viitoare când mă duc la service o să mă oprești acolo. Te invităm. Vă mulțumesc amândurora pentru timp și pentru disponibilitate. Mă bucur foarte mult că avem așa ceva în România. Mă bucur foarte tare că o să mai iasă mai mulți Rolands de acolo, mai mulți specialiști în iluminat. Că avem nevoie și în spațiu public, și în rezidențial, și în zona de business, peste tot. Mulțumim, domn profesor! Noi îți mulțumim! Mulțumesc și ție, Roland, și le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Noi cu siguranță ne mai vedem, Roland. Sigur! Mulțumesc! Așadar, sunt tare bucuros că am putut să vă arătăm un proiect dintr-o zonă care mie mi-este foarte dragă și pentru care sufăr. Pentru că cu toți am făcut școală sau avem pe cineva care face școală în momentul acesta într-un loc iluminat prost. Și nu e întotdeauna vina copilului că nu e atent. Nu! Este o problemă de lumină, uneori o problemă de acustică, dar cu siguranță poate fi și o problemă de iluminatul de acasă, pentru că și acasă trebuie să aibă lumină de calitate. Există studii care arată că un iluminat de calitate crește performanța elevilor și studenților cu cel puțin 25%. Cei care învață în condiții de lumină proastă superformează față de alți elevi care au lumină mai bună. Așadar, dacă vrei să ai un copil care să răzbească, să dea înainte în viață, pune o lumină mai bună acolo unde face școală. Fie că e acasă, fie că e la școală, la grădiniță sau la facultate. Sau la birou, poate vrei să pui ca să crească performanța colegilor tăi. Așadar, caută soluții de iluminat mai bune, folosește soluții de iluminat conectate pentru a fi mai sustenabile, dar să fie și inteligente. Și una peste alta, hai să facem cu toții mai multe case bune. Numai bine!